În primul rând, bună dimineața! Ce am vrut să vă spun, Balta este, nu că nu mai sunt locuri. Să fac locuri pentru pescuit. Ca întotdeauna pescuiesc greu, nu pot să arunc. Am un salte sus, o să vă arăt. În partea stângă stuf, dar voi încerca să bară niște pești. Am venit mai devreme pentru a găsi loc. Mie niciodată nu sunt adeptul să arunc departe, să nu. Am făcut niște schimbări și măsuța o am pe balcon și a rămas arcurile cu monturi, cu tot pe măsuță. Mi-am dat seama aici când am venit, vreau să schimb pentru a prinde pește. Noaptea este mult mai frig, răspunde mult mai greu. Asta eu o să fac acum. S-a făcut ziua, o să merg ceva timp, pentru că altfel șansele de a vă arăta pește sunt mult mai mici. Cum v-am obișnuit, în momentul în care trage, dau drumul la filmare. Pentru așa ceva am venit, foarte frumos, să sperăm că va răși torta. Uitați că sunt în lucrare acum. Am luat din oră un ciortan, nu se vede, cum am obișnuit la sfârșit, un ciortan frumos de tot. Am mai prins. Părăs frumos, chiar e frumos, pentru ce l-am venit? Este ora 8 fără 10 și este coloană de mașini la ora 8 fără 10. Bine că nu au unde... unde pescui, de ce Balta este, nu că e plină, e full, dar, zice, dom'le, zici că dau un puț sau un cad. Nu se prinde, cu toate astea Balta este
te prind. Cum v-am obișnuit, o să vă mai arăt, nicio problemă. Dau chinuit aici, că dacă aș putea, aș putea, mă credeți că arunc arcul cu mâna, ca să le am undeva lângă stuf, ca să nu pot să-l arunc. Am o sarce mare, zic, mă ucide. Și mai am încă vreo două legături. V-am spus, am uitat acasă pe măsuță pe balcon. Am uitat. Făcusem ceva special meu. Da, și așa. Am luat, nu știu cât, 6-7 caraj frumoși. Am luat și un ciortan. Cum v-am obișnuit? Cum nu stau mult, în câteva ore trebuie să... Asta e ideea, să am trăsături, să mă relaxez, să mă distrez. Voi continua să legați. Leagă ace dacă poți. Nu mă las. Și întrage la ce am făcut acum, la ce am schimbat. O să nu dau să găsesc ca din ora. Uite ce mi-a făcut. Mamă, ce s-a întâmplat. Asta e. Ce a întins? Oare în jampaia ai la tâmbăț? De ce nu fi rămas acolo, doamne? Tambal îl fac. Asta va fi titlul tambal. Trage. Mai am încă una să-ți fac mici schimbări. Trebuie să las telefonul deschis. Exact când am închis. Zice, măi, oameni buni, în ce dăm? În cadă, în ce dăm?
greu de tot, greu de tot, dar nu e imposibil. Greu de tot. Ia uite. Bine, ciocan. Ma, uite cum o face, dar să vă arăt. Ciortanes. Ciortan în direct. Sau caraj mare. Dar ciortan după ce se. Mamă, ce un convoi, ce o nenorocire. Ciortan. Ah, a luat-o pe aia. Mă, nebunule. Mă, turbatul. Bine că vi l-am arătat direct. Uf, am luptat grele. Spus că trag. Facem schimbări, trebuie să trag. Așa, stai așa să nu scape, că și așa stau, abia așteaptă să scape. După ce că umblu după el de nebun. Frumuseți. Adina a mai scos un caraz, trage, zici că e nebun. Bine v-a spus, acum le-am schimbat, am băgat alte arcuri, alt forfac, alte legături, ia uite. Hai mă, hai bă, da, să vă mai arăt și direct și cum doriți dumneavoastră. Diferența asta de temperatură dintre zi și noapte îl face ca să mănânce mult, mult mai fin. Nu, sunt pitic. Ce a zis? Nu știu ce a zis. Automat de la râmă sau la vierme sau la... În fine. Mă nu să stau să pescuiesc de dimineață o oră am pierdut să fac schimbări. Dar asta e, se întâmplă. Nu e nici prima, nici ultima oară. Ia uite. Hai mă. Dobre? Dobre? Bine, asta nu-i trăsătură de cara sau de ciortan. Păi ia ce-o lipesc. Și carasul ce-o lasă jos de tot. Nu mă, cum faci? Auzați-vă cum faci la asta. Iar, lasă, orice ăsta nu așa. Care așa mare.
aici. El arată. Ce înseamnă schimbări? Ce înseamnă schimbări? Asta spun mereu. Orice schimbare te aduce pește. Cât de frumos sunt. Schimbata din ar, am scăpat adinerul în caras. Dita mai bucată. Uite, se trage și în partea ea. Sunt curios ce... ce pește. Dita mai caras. Am machile foarte mici, o să vi-l arăt. Și din această cauză nu scapi. N-a prins. În fine. V-am spus, nu trage, se joacă cu ea. Are mâncare din belșug. Deci, e greu cu, cu banditul ăsta. Să nu uit să vă arăt acul la care pescuiesc. Sincer, niște care așa aș mai dori. Voi schimba iar să, să prinde niște, niște caras. Foarte frumos, foarte bun. Mi-a dat adineori de el, mi-a sărtat vârful în sus, în sus. M-a atras, dacă nu îmi puneam mâna pe ea, îmi trăgea, l-am sărtat în apă. Nu, Doamne, nu mă înțelegeți greșit, nu zic că era mare, era nu știu că, nu, dar așa trăsătură din prima. Ora dat în fir, ora dat în fir, ora a plecat direct cu ea. Ce pește era, nu știu, dar trăsătură, fiarele astea întotdeauna mă chinui, de ce? Ba este pământul ciment, ba e prea moale. Foarte greu, foarte greu, dar mă pot muta imediat cu ele, de strânse foarte, foarte ușor. Din această cauză sunt puse pe fiar. În momentul în care nu trage, automat, peștele nu este pe undeva pe aici, nu este. Și ca să vă arăt ceva, mă mut. În fine, dar acum chiar că nu mai e unde să te muți, nu mă îndată sunt. Da, cu singura șansă aici că nu poți să dai. Și... stai frumos, frumos de tot. Măcar să fii înțepat, să vă arăt. Chiar dacă scan, nu mă interesează. Câtă vreme vă arăt trăsătura, luptă, driburi, e superb. În rest, am prins. Trage, trage, de ce să nu zic că nu trage, că am avut trăsături frumoase, să sperăm că mai am. Ca de fiecare dată, numai faptul că mă duc la pește este, numai faptul că sunt la pește. Vedem. Să mai vă arăt. Hai la tată, hai la tată. Hai că avem treabă. Hai că avem treabă. Ce? Nu pot să stau mult că... Uite, oboseara e mare. Dar...
Asta e, mai și scapi. Am obosit, țambal, țambal. Trei pămâna, trei pămâna. Am mai rămas cu două în apă. Ce ai zis? Zici că e nebun. Vorbești. Așa nu mai mă lucrează. A de zis că e nebun. Ca o paranteză până din ori, stăteam pe scaună. Doamne, dacă nu râzi cu lacrimi. Cineva de pe partea de vis-a-vis a cumpărat de 800 de lei nadă. Nadă și momel. A zis că ne-a scos un pește la 800 de lei. Să dai 8, nu scuze. Da, 8 milioane. 8 milioane de aveți, în fine. Și a zis că mai trebuia că nu știu ce a luat. De ce mă faci de bine? Și trebuie să mai am... A uitat să mai ia ceva. Bine, vă dați seama. Sub formă de glumă, dar... Asta înseamnă pescuitul, mai te relaxezi, mai te distrezi, mai... Mai mi-a dat o dată, sau nu știu câtă baterie am să vă arăt în direct ce forță de trăsătură are, am schimbat, sunt sigur că este Novak și sunt mari și nu vreau Novak, vreau Caras, Ciortan. N-am nici, cum să vă spun, dumneavoastră, dau la fire mai subțire, dar nu... Asta îmi trebuie să ne ia 50-100 de metri de fir, să poate el altă să ajungă toată lumea. Să le evităm. Da. No, s-a dus la biserică pe teren. V-am spus, dacă nu, tu râzi. O să mai vă arăt. La fel data trecută, bambina direct până în băț. Deci a dus-o direct până în băț. Ok. Și-am dat până în băț. Mă umor. Mă ucide. Deci o lipește de băț. Și treci pe lângă. Și altă dată bâlii din țăcănituri, din... cu bambina până în băț, deci până în băț, dai pe lângă de...
să nu îi se vă arătă, nu se vă arătă acu. Nu, în momentul în care bag un ac mai mare, e dacă zici că e. În momentul în care bag un ac mic, împărțim 50 o, 50 el ca să scape. 50 o să prind, 50 o să scape. Nu ce să-i fac. Mai întâmplă, dar asta a fost. Dar asta nu este, cum să vă spun eu, după, bine, tot pescuim, pescuim, vă dați seama că an și an de zile, în momentul în care ți-o ripete așa, sunt sigur pe ce spune, este novac. Am zis să nu mai bag colorat, dar mai vreau să iau un ciortan. Din cauza aia am băgat, o să vedeți și să vă arăt colorat. Dar să bagă nemernic cu ăsta de novac, care este pe suprafața apei. Am săltat puțin mai sus, în fine v-am spus, dar pescuiesc altfel. Văd că dacă nu-mi trage, trebuie să fac ceva să am trăsături. Au, să vă uită lumea, că v-am spus, nu trage, e... Nu, nu trage. Trage, nu? Doamne, frist. Mai ales că... În și vremea asta, trage. Deci, căsătură. Pește. Am prins. Și mai am. Voi prinde. În rest, tot e bine. Stați așa că uit, am scos adineaurea un caraș și am promis că arăt acu. O bilă. Am schimbat bilă. Pe verde mă rupe bingăre în ochiul ăla de novac. Am băgat galben. Observați cât de câte acu. Așa că se vede, dar în fine. Pentru că formă cui și ca întotdeauna, ia uite. Uite ce fac. Ia să văd, codul. Bă, ce mi-a dat. Mamă, cărășoiu. Mi-a furat bine, arză la arpămați. Ia uite, la. Ia să vă rășire în partea altă.
toate sunt pe mare. Deci toate sunt pe mare. Mă zăpăcii, mă nimeni. Da să vă arăt ce arată. Dar cât de frumos. Așa ceva nu vor lua niciodată. Cât de frumos. Hai să le băgăm în apă. Am obosit. Am reușit să le bag în apă. Dacă nu, două mai era în apă, trei era pe... Mană, ne-a luat doi care și o... și o roșioară. Anul când apui în apă. M-a întrebat cineva cam cât la sută este nada și forfacul. Ia uite! Am luat? Mi-o luat cu tot? De ce am luat bătii cu tot? Nu vede că am treabă. Nu mă lasă de rău, nu mă lasă. Absolut greu. Mai am o gură de cafea, dar... Auzi. Un singur pește. Vins un singur pește. Cred că o să revin la ce am vrut să vă spun, stai să vă rog înapoi. Când am scos pe ăla, mi-a tras și la aerat. Zici că e nebun. În fine, să-mi termin ideea. A spus, răspund din ceea ce amintesc, din ceea ce îmi amintesc că ce-mi scrieți dumneavoastră. Deci consider că nada este undeva la 60-70%. Forfacul este undeva la 20-30% și locul e 10% auto. Mamă! Ce-o trage? E nebun. Da, e nebun de tot. Doamne ce cărășui! Doamne ce cărășui! Frumuseți, pentru că așa ceva am venit. Stați să o arunc și continuăm. A tras și la aerată, nu? Am zis, gata, lasă ca să... Cum vă spuneam, deci undeva la 70% este nada, 20% forfacul, cu toate că și aici ai... am zis, faci schimbări într-una, într-una, într-una. Și n-aș da atâta importanță locului. Dar de ce mă refer la... la acest lucru. Întotdeauna caut un spațiu care să-mi permită să acoper o mai mare suprafață, adică dau în stânga, în dreapta. Să nu dau pe 5 metri pătrați. Nu! O suprafață mai mare. Cam asta ar fi, dar nada, părerea mea, vorbesc, ia uite, la amândouă, hai dă-o, din punctul meu de vedere, a spus, nu cumpăr nadă, mă duc în piață făcută de mine, după ani de zile, mai mult de 10 lei nu dau, am mai spus acest lucru, mi s-a întâmplat pe Colceag, deci pe Colceag,
poate nu mă credeți, luni de zile sărea peștele și nu prindeam un ciortan. Mă îmbolnăveam de nervi. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Am făcut multe, multe combinații. Și mă gândeam, Doamne, cum nu? Nu prind, Doamne. Nu că nu prindeam, nu-mi trăgea un țac, nu vedeam. Și sărea în spus, zicei că e delfin. Ia uite ce face. Hai mă, dă-i. În fine, din această cauză și vă dați seama, tot pescuind, tot pescuind, tot pescuind, ani de zile. Modifici din mers. Acum ce să vă spun, o partidă frumoasă, chiar foarte frumoasă, trăsături, îngănituri, rateuri, novacii în floare. Am zis că nu mai bag de aia verde și tot de aia verde am băgat. O să vă arăt când, dacă nu uit să, când scot, tot de aia verde am băgat, din cauza aia am făcut chestia asta. Dar nu că fiind mari, pleacă, Doamne, iartă-mă cu firul și nu poți să-l tragi, e greu, e. În fine. Ia uite, am prins doi pești, doi carași. Pe partea alta. Deci, de asta, întotdeauna, evit. Dom'le, spui, de ce nu spui? Dom'le, nu sunt eu în măsură să spun balta ca să ce? Deci nu se prinde, foarte greu, v-am spus, ia ceva că pescuiesc de mult timp. Doi carași, în fine. Sunt departe de telefon, după cum observați, și mi-a tras la 3 odată. Deci la 3 odată n-am prins un pesc. Din 3 bambine în băț n-am prins, nu, mint, una a căzut în apă și două s-a dus în băț. N-am prins un pește. Tot mai mă gândeam, zic, mă duc repede la telefon să-i dau drumul. Zic, ia uite, bă, minunea de lume. Da, mai la caras. O să bară ca de fiecare dată la final, vă arăt. După cine mă urmărește, mai mult de 12 și ceva, maxim 1. Trebuie să ajungi acasă, oboseala este mare. Dar fiind sâmbătă, mă duc, mă spăl, mănânc și mă culc. Dorința asta de a pescui e mai mare ca somnul, mai mare ca orice. Cum v-am repetat, dom'le, pescarul are inventiv, bă, niște glume. Mai râs, mai grumește asta. Luați aceste comentarii exact așa cum sunt. Poate greșesc, nu poate, sigur mai greșesc. Dar am spus de multe ori. Asta e. Are un moment de pauză. Am zis să fac schimbări. Nu mai, dacă mai au 10 carași, merge un final. 10 carași înseamnă, eu știu, 2 kg de pește, peste 2 kg de pește. Și nu vreau să depășesc, totdeauna am pescuit regulamentar, câte kilograme am voie. 5 kg, iau 6 kg, să zic că, da, asta e, dar nu mai mult. Ce bubă să pește, mă! Ia, mă! Ce bubă să pește!
Ia să vedem noi la. Dar l-a ratat. L-a ratat. Mă trăgea de lansat. Deci mă trăgea de lansat. Pe la una am prins, una a ratat. Numai așa mă țin. Am o cușită. Dacă nu... A ratat, numai așa mă țin. Deci am tot să... M-a întrebat cineva iar de ce nu dau pe, cum să vă spun, pe periș, pe moara vlăsiei 2, adică crescătorii. N-am pescuit niciodată pe crescătorii, am fost cu cineva, n-am pus filmulețul pe moara vlăsiei crescătorii, pești foarte mari, foarte frumos, dar, cum să vă spun, nu dau. Pe aceste bălți pescuiesc că am pe cineva care îmi cere un pește mai răsărit. Acel cineva este sora mea, se specifică un pește mai, pentru asta mă duc. Dar în rest, de 100 de ori îmi place mult mai mult la undiță. Aprinde, eu știu, o săbioară, un bălos, mult mai greu, mult mai greu, mult mai mult mai alt. Și pescuitul la undiță e unul dintre cele mai frumoase. Și mă roagă, nu este nicio problemă, așa și mă duc. Gata, mă duc cu lansetele și pentru peste mâine aș vrea tot cu lansetele să caut altă baltă. Poate prind un crap mai frumos, crap, un ciotan, în fine. Săptămâna care vine plouă, dar asta nu înseamnă că nu mă duc cel puțin o dată pe săptămână, până sâmbătă. Mă duc în jur de 4-5 ori. De multe ori mă duc de 8 ori, 7 zile. Dar... am spus. Și din cauza asta repet întotdeauna, nu sunt eu în măsură să dau sfaturi, să dau, nu sunt. Spun bălți să dau sfaturi, nu. Mă uitam pe telefon. Păi sunt sute de bălți, sute de bălți, nu exagerez. Nu exagerez. În care să prind pești. În momentul în care ei doresc să pescuiesc pe la unde să se va lanseta, automat 20-30 de pescari îți recomandă. Hai să vedem ce mai facem. O aruncam pe una, mi-a tras la altă. Oh, da, frumos. Frumos. Frumos de tot. Da, din aur am reușit să le pun pe toate. Să nu uit, la fel, m-am spus din ce mi-amintesc. M-a întrebat cineva ce mulinete folosesc. O cumă, am mai arătat. O cumă. 300 de lei. Am dat pe ele, în jur de 300 de lei. 300 și un pic sau cam așa ceva. 300.
N-am avut probleme cu ele. De ce să vă mint? Firul e Trabuco. De... Nu știu de ce să vă mint, undeva 25 sau 28, sigur. 25 sau de 28. Eu să nu mai dea cu pietre. Dom'le, eu n-am zis, uite, a zis dânsul de pe partea asta. Nu, e momentul în care aruncă, pune parcul la o jumătate de mămăligă dânsul. Dom'le, când dă, sau nu, eu știu, vă zic mămăligă, sau nu știu ce pune parcul. Dom'le, când dă, de multe ori, când eu dimineața zic, Doamne, a căzut în apă. Dom'le, când dă, de, păi ce pește să mă iau? Că n-are mâncare. Are mult. Eu îi dat în cap. Păi până mănânc, el, mâncarea de parc, ce mai se uită la ce-i pui tu în ac? În fine, v-am spus, mai grumești, mai râzi, asta-i. A zis, iau tu. Că vreau să vă arăt ceva și știți. Așa unde e, stați o secundă. Totdeauna vreau să vă arăt ceva și așa nu mai apuc să vă arăt. Am pus pe verde. Să vedeți, dar nu știu, să vedeți cum îi face. Demenicul de Novac. Asta s-a auzit și dumneavoastră, a auzit că peștele la biserică, că e la zrujbă, a plecat peștele la zrujbă. Așteaptă să se întoarcă de la zrujbă, nu poate trage mai bine. Eu, muzică. Frumos. Chiar e frumos. Dar întotdeauna, poate să fie oricum, chiar dacă nu prind pește, dar fost tot frumos. Am cantitatea respectivă, adică ce scrie în regulament, s-ar putea sigur am depășit, dar nu cu mult, a tras de cei că tras pe lângă de nu știu dacă e ceasul 11. Mai stăm o oră și am plecat. Uitați-vă și eu, că mi-a dat-o adineori. A zis că e ciortan, sigur, bine că l-am prins. E 11, mai stăm o oră. Aia e acolo, asta m-a zăpăcit.
Am înnebunit de tot dacă nu. Țambal. Asta va fi titlul filmului. Țambal. Într-una, într-una, într-una. Iar de când zic să beau gura de cafea. Aranjeam bambina. Deci aranjeam bambina, nu făceam nimic altceva decât să o aranjez. Când mi-a dat una, uitați-vă și dumneavoastră. Mai am 2% în apă. Am început să strâng 12 fără 10, undeva în jurul orei 12, 12 și ceva. Eu să le-am strânse sus, să mă arăt și peștele, 8. Nici că-mi plec, nu mă las. Nici că-mi plec, nu mă las. Nu mă las. Nu mă lasă, nu mă las. Nu mă las în pace. Oh, ce frumos roșu, stai să vă arăt. Stai să vedeți ce frumoasă. Stai să vedeți. O secundă. Cât de frumoasă. Cum a spus așa ceva, nu voi lua niciodată. E prea frumoasă. Hai că trebuie să strâng și... Uitați-vă cu ce mă joc. Am uitat să vedeți în direct cum o aruncă, iar discuții care nu ți-au rost. Înainte de a duce sus, aș vrea să vi-l arăt. Mama, când ne cădea în apă, este ora 12, am făcut capcăl, cele 5 kg, cred că am depășit, cred, în fin, o să vi-l arăt. Repede de tot ca să vă arăt peștele. Uitați-vă, uitați-vă pește. Uitați-vă caras după caras a venit. Uitați-vă caras după caras a venit. A luat și ciortan. Mamă! Da, caras, super caras, super, super caras. Super caras. Ca întotdeauna una peste alta, o super partidă. A tras ca la baramuc, am făcut, nu știu, să zic că 6 kg. Ah, mi-a sărit afară, că nu stă liniștit la filmări. Dacă aras frumos, e extraordinar, mă sărit din creat. Nu vrea artiști. Cam asta a fost. O zi frumoasă vă doresc. Numai bine!